Deschidem Cartea Sfântă, Biblia, la Filipeni, capitolul 4. Voi citi de la versetul 7 la versetul 9. Pagina în Biblie, 1153-1154, pentru cei care doriți să urmăriți citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Finalul corului a fost: să vină împărăția ta și pace vom avea. În această zi, mesajul pe care o să îl aduc înaintea dumneavoastră este pacea lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 7: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Înainte să ocupați locurile, întoarceți-vă în stânga și dreapta și spuneți așa: pacea lui Dumnezeu să vină peste tine. Amin? Faceți gestul acesta. Pacea lui Dumnezeu să vină peste tine. După care vă rog să ocupați locurile. Și fiindcă voi vorbi despre pace, aș vrea să facem și pace în sufletul nostru, în inimile noastre, pentru ca să ne vorbească Dumnezeu. Aș vrea din toată inima, cum a încheiat versetul 9, să pot să spun și să poată spună fiecare slujitor: ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți. Dumnezeu să mă ajute să fiu un exemplu, Dumnezeu să-i ajute pe slujitori să fie exemple, și în acest context în care credința este ridiculizată și se folosește sloganul "nu face ce face popa, fă ce zice popa", mă rog Domnului să mă ajute să faceți ce face popa. Amin? În această zi aș vrea să vorbesc despre pacea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel specifică aici despre o pace care este diferită de pacea lumii. De fapt, când vorbim despre pace, lumea întreagă vorbește despre pace. Am trăit într-un sistem totalitarist pe vremea copilăriei, când eram învățați să strigăm lozinci de pace. De venea Ceaușescu în Baia Mare, ne aducea cu autobuzul de la sate, de la orașe, de unde eram, orașe mai mici, limitrofe orașului Baia Mare, și ni se dădea o lozinci în care trebuia să strigăm, să strigăm: Ceaușescu, pace! Vă mai amintiți? Ca și cum parcă Ceaușescu ar fi dat pacea. Sloganele lumii, da, într-adevăr, sunt bune într-un fel, că dorim pace, și sigur că cum n-ar vrea pace cei din Ucraina împreună cu cei din Rusia care se războiesc, cum n-ar vrea părinții aia care și-au pierdut copiii sau care trăiesc cu teroarea groazei să se facă odată pace. Dorim să fie pace. Am citit, dacă mergeți foarte ușor pe Google și puneți tratate de pace în istorie, veți vedea că sunt sute de tratate de pace înainte de Hristos și sute de tratate de pace după Hristos, în care oamenii au făcut un fel de înțelegeri politice pentru pace. România, la București, a semnat peste 70 și ceva de tratate de pace și totuși nu este pace. De ce nu este pace? Aș vrea în această zi să vorbesc despre două forme de pace, și anume o pace colectivă și o pace individuală. Când vorbim de pacea colectivă, vorbim de pacea socială, și anume pacea socială este pacea, de exemplu, între state. Când fiecare stat trebuie să respecte libertatea și suveranitatea celuilalt stat. Adică eu trebuie să respect rușii, bulgarii, ungurii, indiferent ce țări sunt în jurul meu, am datoria ca stat român să-i respect libertatea și suveranitatea fiecăruia. Prin asta, pace însemnând să nu-i creez tensiuni, să nu-l atac, să nu fac războaie, să nu creez tensiuni între indivizi și așa mai departe. Această pace colectivă este o pace artificială, pentru că, de fapt,
Problema păcii nu începe de la problema socială, ci de la problema individuală. Dacă un om are pace în sine, va fi pace și în jur. Dacă un om nu are pace în sine, nu va fi pace în jur. Când vorbim despre pacea individuală, ca și stare spirituală, ne referim la faptul că avem nevoie în trei domenii de această pace colectivă, pace individuală, și această pace individuală trebuie să se răsfrângă în trei direcții. În primul rând, trebuie să fie pacea cu Dumnezeu. Trebuie să existe între mine și Dumnezeu pace. Apoi trebuie să existe pace între mine și mine însumi. Dacă n-am pace cu mine însumi, atunci nimeni nu poate să-mi dea pace. Și apoi pacea cu semenii. Dacă în cele trei direcții sunt problema este rezolvată, atunci această pace mă ajută să mă edific, să cresc și să mă dezvolt. Cea mai mare problemă a omenirii este pacea cu Dumnezeu, de unde se răsfrânge și problema păcii de sine, adică pacea cu sinele. Sunt oameni care n-au pace cu ei înșiși, nu se pot înțelege pe ei înșiși, cum să înțeleagă pe alții. Și sunt oameni care nu pot să trăiască în pace cu alții. Când vorbim de o pace colectivă creștină, ne referim și aici în trei domenii, și anume pacea în familie. Când e vorba de o pace colectivă spirituală sau creștină, nu ne referim la pacea socială. Că toată țara poate să fie în pace dacă la mine în familie e război, înseamnă că eu nu trăiesc în pace, chiar dacă România are pace. Pacea din familie este atât de importantă, pentru că la urma urmei familia este locul unde mă dezvolt, familia este locul unde îmi cresc copiii, familia este locul unde sunt original, unde îmi dau măștile jos, familia este locul unde mă comport așa cum sunt eu. Și dacă în familie nu găsesc un climat de pace, atunci e grav, unde să mă mai duc? Oameni care au probleme în familie vor face probleme și în biserică, pentru că războiul din familie se răsfrânge în biserică. De aceea în Coloseni 3:15, Pavel, referindu-se la familie, spune așa: pacea lui Hristos, nu orice pace, nu o pace socială, nu o pace artificială, nu o pace lumească, ci este vorba de o pace hristică, de o pace dumnezeiască, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Să știți că dacă într-o familie locuiește pacea lui Hristos, prin armonia celor doi și a copiilor, acolo familia aceea va fi o familie binecuvântată. Dacă pacea lipsește, e grav. Apoi, un al doilea aspect al păcii colective creștine este pacea în biserică. Știți ce mult contează pacea în biserică? Contează enorm. Dacă într-o biserică sunt tensiuni, dacă într-o biserică există ceartă, Dumnezeu își retrage prezența, pentru că El nu stă decât acolo unde este armonie, unde este creat cadrul păcii și al sfințeniei, Dumnezeu locuiește acolo. Dar dacă într-o biserică există tensiune, pentru că în familie există tensiuni, atunci acea biserică este sortită eșecului. Oricât de mare ar fi, oricât de tare ar fi, dacă în sânul ei există tensiuni tacite, dacă există probleme de genul neînțelegerilor, certurilor, partidelor și așa mai departe, biserica aceea este sortită eșecului. Nu la întâmplare, spune în Fapte 9:31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dar țineți cont, nimic fără pace nu se face. Imaginați-vă dacă biserica nu ar fi avut pace, nu putea să scrie apostolul că se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, nu putea să spună se întărea sufletește, nu putea să spună umbla în frica Domnului, nu putea să spună cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea, pentru că pacea în biserică este imperios necesară și aș vrea Dumnezeu să păstreze pacea din biserica Muntele Sionului. Apoi, sigur că tot la nivel spiritual, vorbind despre creștin, este nevoie și de o pace în societate. Creștinul trebuie să trăiască în pace nu numai cu cei din familie și cu cei din biserică, dar trebuie să trăiască în pace și cu cei din jurul lui. Un creștin care se ceartă cu necreștin și este atât de vocal și atât de să spun eu, dinamic în cearta lui, atât de vulcanic, e o problemă cu acel creștin.
Dacă un necreștin se ceartă cu un creștin și creștinul își păstrează calmul și pacea, e bine, înseamnă că Hristos trăiește în el. Iată ce spune Pavel în Roman 12:18. Dacă este cu putință, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu trebuie să ne certăm, nu suntem chemați la ceartă, ci suntem chemați la pace, să fim fii ai păcii, să trăim în pace, cât atârnă de noi. Există oameni cu care n-ai cum să trăiești în pace oricât ai vrea. Mai bine ferește-te de ei decât să te cerți cu ei, că este mai înțelept să te ferești decât să te cerți. Pacea creștinului la nivel individual este acea pace care creștinul o primește în mod personal de la Dumnezeu. În timp ce pacea colectivă poate exista în biserică, dacă există pace individuală, dacă nu există pace individuală, nu poate exista. Hristos a făcut diferența între pacea lui Dumnezeu și pacea lumii, spunând în Ioan 14:27 în felul următor: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Iată diferența între pacea lui Hristos și pacea lumii. Pacea lui lumii nu este decât de ordin superficial, de ordin politic, sub forma unor tratate semnate, dar în profunzime nu este pace. În schimb, pacea lui Hristos este diferită, pentru că ea, pacea lui Hristos, schimbă, transformă, produce schimbări chiar în fiecare inimă. Prima dată când Hristos a venit în lumea noastră, prima cântare care au cântat-o îngerii când s-au coborât din slavă, pentru a aduce vestea că Hristos a născut, cântarea lor a fost următoarea, în Luca 2:14. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slava este a lui Dumnezeu. Noi nu trebuie niciodată să furăm slava lui Dumnezeu. Biserica nu este un loc unde oamenii să vină să se slăvească pe ei sau să fure slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu locuiește în slavă, se manifestă prin slavă, dar slava este a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dorește ca între noi să fie pace și armonie. Și de aceea îngerii au cântat și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pacea lui Dumnezeu trebuie păstrată și perpetuată. Adică dacă eu vreau să nu păstrez pacea lui Dumnezeu, pot să pierd pacea lui Dumnezeu foarte ușor. Și cum se poate pierde pacea lui Dumnezeu? Prin a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, prin a nu practica cuvântul lui Dumnezeu, prin a nu crede cuvântul lui Dumnezeu, pot să pierd pacea care o oferă Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos, ca să perpetuăm pacea, a spus: voi ca fii ai păcii, în Luca 10:5, în orice casă veți intra, salutul vostru să fie pacea să vie peste casa aceasta. Deci iată că salutul acesta de pace a Domnului Iisus Hristos nu este un salut inventat de Biserica Pentecostală, nu este un salut tradițional, care să-l folosim doar că așa s-a folosit sau l-au folosit părinții noștri în trecut, ci pacea lui Dumnezeu despre care vorbește Iisus, că trebuie să o promovăm, că trebuie să o ducem mai departe, să o perpetuăm, să o rostim chiar cu gura, este acea pace pe care noi chiar trebuie să o folosim. La început, frații, se salutau în felul următor: pacea Domnului Iisus Hristos. Timpul a trecut și apoi a rămas doar pacea Domnului Iisus. Apoi a mai trecut un alt timp, pacea Domnului. Până la urmă a rămas pace și într-un final ne salutăm cu pa, pa, pa. Și asta este realitatea, pentru că ne temem să rostim acest cuvânt de pace, ba chiar ne este rușine. Uneori sunt oameni care îi întâlnesc în piață, nu știu dacă în mod sarcastic sau sincer, sau în magazin, de la distanță mă salută: pacea Domnului Iisus Hristos, frate Nelu! Și mă bucur că mă salută. Să știți că nu mă simt deloc jignit, nici nu cred că e un mod sarcastic, chiar dacă o faceți poate unii în mod sarcastic, nu știu, dar chiar mă bucur pentru că doresc pacea lui Hristos să vină peste noi. Acum aș vrea să vedem câteva lucruri. Cum pot obține eu pacea lui Hristos? Ce anume trebuie să facă un creștin? Ce anume trebuie să facă un credincios să obțină pacea lui Dumnezeu? Pavel spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice rațiune, vă va păzi inimile, gândurile. Dar bun, dar cum să obțin eu pacea asta? Ce trebuie să fac? Să dau bani la biserică? Să ajung în comitet? Să fiu ordinat? Este pacea asta pentru un segment din biserică? Sau pacea asta este pentru toată biserica? Este pentru orice membru care devine mădular în trupul lui Hristos? Cum pot obține pacea lui Dumnezeu? Iată ce spunea Thomas à Kempis, care a trăit între anii 1380 și 1471.
Toți oamenii își doresc pacea, însă foarte puțini sunt cei care doresc acele lucruri care duc la pace. Toți oamenii doresc raiul, însă foarte puțini oameni doresc să facă ceea ce le spune Hristos ca să ajungă în rai. Toți oamenii doresc să fie mântuiți. Păi, cum n-am vrea? Ideea calvinistă să fie ideală. Odată mântuirea primită, de exemplu, ce spunea Calvin, nu tot ce a spus el e rău, dar una dintre deformele lui a fost așa. Mântuirea odată primită nu se mai poate pierde, spune Calvin. Asta este o greșeală, deși ideea e foarte faină. Adică odată ce ai fost mântuit, nu contează și dacă ai mai căzut, și dacă ai mai păcătuit, și dacă mai trăiești în păcate, că la final tu tot vei fi mântuit. Faină idee, dar nu e adevărată. Biblia spune, duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremur până la capăt. Unii și-au pierdut chiar mântuirea, spune Apostolul Pavel, și enumeră o listă de oameni care și-au pierdut mântuirea, deși au fost chemați la mântuire, dar care, prin faptul că n-au rămas statornici, și-au pierdut mântuirea. Cum pot obține eu pacea lui Dumnezeu? Domnul Iisus deplânge starea națiunii lui Israel, îi deplânge pe evrei înainte să meargă la cruce și în Luca 19:42 Iisus plânge pentru cetate în timp ce ei îl aclamau ca împărat al lui Israel. Iisus nu se bucură de aclamele mulțimii, ci se retrage și plânge pentru popor. Spune, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Va veni vremea când te vor înconjura vrăjmașii, te vor face una cu pământul și așa mai departe. Descrie în loc să fie o stare de pace, o vreme de război. Cum pot eu primi pacea lui Dumnezeu? Iată, există din punct de vedere biblic câteva aspecte. Primul lucru, ca să obții pacea lui Dumnezeu, trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Ești certat cu Dumnezeu, da, ești certat cu Dumnezeu. Câte vreme trăiești în păcat, în imoralitate, câte vreme trăiești în păcate ascunse, câte vreme te-ai botezat, dar încă mai păcătuiești, mai fumezi, mai bei, mai curvești, mai faci anumite păcate, tu te-ai botezat, dar tu ești în ceartă cu Dumnezeu. Câte vreme calci principiile lui Dumnezeu, tu în mod involuntar, fără să vrei, fără să-ți dai seama, tu ești în ceartă cu Dumnezeu. Trăiești în concubinaj, ești în ceartă cu Dumnezeu, bârfești, mințești, urăști, delapidezi, faci lucruri, tu ești în ceartă cu Dumnezeu. Chiar dacă vii la biserică, chiar dacă te rogi, chiar dacă lauzi pe Dumnezeu aici și așa, estetic, la nivel general, tu creezi o impresie bună, însă în profunzime te cunoaște Dumnezeu. Trebuie să te împaci cu Dumnezeu ca acea pace a dumnezească să vină peste tine. Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Modalitatea de a mă împăca cu Dumnezeu este singura modalitate, unica modalitate. Nu-i Sfânta Maria, deși o respectăm pe Fecioara Maria, da, e mama Domnului, o iubim, o respectăm, nu ne închinăm la ea, e singura diferență că nu ne închinăm la ea. Dar vreau să vă spun că unicul și singurul care face împăcarea între mine și Dumnezeu, cel care se interpune între mine și Dumnezeu, nu-i Fecioara Maria, nu-i Petru, nu-i Pavel, nu-s arhanghelii, nu-s îngerii, ci cel care se interpune între mine și Dumnezeu ca să facă pace între mine și sfințenia lui Dumnezeu e Iisus Hristos. Iisus Hristos are această abilitate, putere primită de la Dumnezeu, prin jertfa de la Calvar, de la cruce, ca El să spună și să declare în fața Tatălui, Tată, prin sângele meu îl spăl de toate păcatele, îl curăț de toate nelegiuirile și primul lucru care îl dau ca semn al păcii între El și tine este ca să coboare pacea, ca semn al mântuirii este ca să coboare pacea ta peste El. Și atunci coboară pacea lui Dumnezeu. Ați auzit oameni care mărturisesc, când m-am pocăit, când am venit la Dumnezeu, primul efect, primul lucru care l-am simțit, o pace care s-a coborât în sufletul meu. Și acea pace dumnezeiască m-a făcut să-mi schimb viața, m-a făcut să mă liniștesc, m-a făcut să mă văd cum sunt și să iau noi decizii. Fără pacea asta lui Dumnezeu, omul nu este liniștit niciodată, este mereu în tensiune. Împacă-te cu Dumnezeu. Câtă vreme trăiești, câtă vreme ești în trupul acesta, că odată plecat în veșnicii, degeaba vei vrea să strigi, să urli de acolo, din chinurile iadului, din locul acela al absenței, de unde lipsește Dumnezeu. Privind spre tărâmul celălalt, unde e prezența lui Dumnezeu, pace și armonie, după spusele lui Iisus, că din locul acela, din infern, poți să vezi raiul și din rai poți să vezi infernul. Dar între cele două există o prăpaste atât de mare că cei din iad nu pot trece la cei din rai și cei din rai nu pot trece la cei din iad. Pot doar să comunice, dar nu mai pot să facă nimic. Că rugăciunile acolo sunt inutile. Degeaba a strigat bogatul disperat.
lasă-l pe Lazar să se ducă. Am 5 frați acasă, să le spună să se pocăiască, să facă pace cu Dumnezeu, să n-ajungă și ei în acest loc de chin. Este imposibil. Lasă-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului și un strop de apă doar să-mi trimită. Grozav mă chinui în văpaia aceasta. Este imposibil. Nimic și absolut nimic nu se mai realizează odată ce ai trecut dincolo, dacă tu ai certat, te-ai plecat certat cu Dumnezeu. Astăzi este ziua, aici și acum, să te împaci cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care este mijlocitor astăzi, iar mâine va fi judecător. Un al doilea lucru care trebuie să-l faci este să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ajungi să iubești cuvântul lui Dumnezeu, să te îndrăgostești de Biblie, să mănânci Biblia în fiecare zi, nu în sens literar, ci în sens figurativ, bineînțeles, să te hrănești cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este o hrană deosebită pentru suflet, tu vei avea pace. Culmea, crede mai mult ce spun știrile decât ce spune Biblia. De aceea ne pierdem pacea și ne tulburăm. Dacă noi am crede ce spune Biblia, dacă am citit ce spune Biblia și n-am ascultat atât la știri care, după ce te îngrozesc, la urmă îți urează operatoarea, să aveți o noapte bună. Mai poți avea o noapte bună după ce ți-au spus toate catastrofele câte s-au întâmplat în România? Mai poți avea un somn liniștit? Eu zic că nu. Dar dacă vei citi Biblia înainte să te culci, dacă vei lua Biblia și o vei citi și vei adormi cu un verset din Biblie care ți-l vorbește Dumnezeu, îți garantez că somnul tău îți va fi dulce. Vei putea să te odihnești, vei putea să dormi liniștit. Nu vei fi atât de îngrijorat de ce va aduce ziua de mâine. Iubește cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 165 spune așa: multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Ai vrea să nu ți se întâmple nicio nenorocire? Păi cum n-aș vrea? Dar ca să nu mi se întâmple nicio nenorocire, ce să fac? Să mă blindesc cu bani, să am bani în cont, să am case, să am mașini, să am securitate, să-mi pun camere de supraveghere, să am o tagmă întreagă de pază care să... Nu, Biblia spune simplu. Dacă iubești cuvântul lui Dumnezeu, ai cea mai puternică securitate din lume, mai puternică decât ONU sau decât orice altă instituție organizată care ar putea să păstreze sau să vegheze asupra păcii. Un alt lucru care trebuie să-l faci ca să ai pacea lui Dumnezeu, să cauți mai mult împărăția lui Dumnezeu decât împărăția lumii. Știți? Am inversat ordinea priorităților ca și creștini. Credem că dacă ne blindăm bine material, atunci putem să ne relaxăm spiritual și să fim mai buni. Și am constatat că ne-am golit de spiritualitate umplându-ne de materialism. Că ne simțim mai bine să mergem, interesant, efectele sunt interesante. Ne simțim mai bine să mergem la mall decât să venim la biserică. Mai bine să fim într-o vacanță decât să fim în casa lui Dumnezeu. Nu zic că e rău să te duci într-o vacanță, dar când iubești mai mult alte locuri decât casa lui Dumnezeu, e o problemă foarte serioasă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul Iisus, și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri despre care El vorbea, hrană, îmbrăcăminte și locuință și așa mai departe, spunea Iisus, toate acestea vi se vor da pe deasupra. Dacă schimbați ordinea priorităților, spunea Hristos, asta fac neamurile, exact asta fac cei fără Dumnezeu. Vreți să vă asemănați cu ei, spunea Iisus? Dacă nu vreți să vă asemănați cu ei, puneți prioritar împărăția lui Dumnezeu. Romanii 8:6 spune așa: și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Aș vrea să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cum să cauți împărăția lui Dumnezeu? Simplu, prin a iubi ceea ce iubește Dumnezeu și a urâ ce urăște Dumnezeu. Prin a face ce spune Dumnezeu. Și un alt lucru ca să primești pacea lui Dumnezeu este să-ți păzești inima în sfințenie. Știți, de multe ori inima noastră, dacă vreți, este ca un pahar curat. În paharul acesta tu poți să pui orice. Dacă pui apă curată și nu trebuie să pui multă mizerie. Știți, o picătură de cerneală, poate o apă pură, curată, s-o colorează toată în culoarea cernelei. Dacă cerneala e neagră, apa va deveni neagră. Dacă cerneala e albastră sau roșie, depinde de culoarea ei, apa va deveni conform acelei picături de cerneală. Puțin păcat poate să-ți tulbure întreagă inima și să-ți afecteze viața de sfințenie. Isaia 26:3 spune așa: celui cu inima tare, adică nu la cu inima tare în sensul că e sănătos cu inima, ci acel cu inima tare, tu îi chezășulești pacea, da, pacea că se încrede în tine.
Isaia 26:3. Pace. Pace. Acum aș vrea să vedem importanța păcii lui Dumnezeu. De ce e important să am pacea lui Dumnezeu? Am văzut cum pot obține pacea lui Dumnezeu. Și vreau să păstrez această pace a lui Dumnezeu. Dar de ce e important să o am? Nu se poate fără ea? N-aș putea să trăiesc fără pacea lui Dumnezeu? De ce e atât de importantă pacea lui Dumnezeu? Și acum, uitați ce spune aici Apostolul Pavel. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Dragul meu, prima necesitate a păcii lui Dumnezeu, de care eu am nevoie, este ca să fiu păzit. Dar nu păzit neapărat fizic, ci păzit spiritual. Uitați ce spune Pavel, vă va păzi inimile și gândurile. Știți că inima este atacul celui rău? Că gândirea este atacul celui rău? Că cel rău nu vine neapărat să mă atace fizic, ci în primul rând cel rău vine să mă atace spiritual. Proverbe 4:23 spune așa, Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima este centrul vieții spirituale. Inima este locul unde vrea Dumnezeu să locuiască, dar inima este și ținta lui Satan. Satan întotdeauna va încerca să-ți atace inima pentru ca centrul vieții, pentru ca să te tulbure în întreaga ființa ta. Dacă a reușit să-ți captiveze inima, dacă a reușit să-ți încorseteze gândurile, dacă a reușit să-ți întunece gândurile, tu ai pierdut pacea lui Dumnezeu, protecția aceasta sfântă. Ori Apostolul Pavel spune, dacă noi păstrăm, primim această pace a lui Dumnezeu, gândurile ne sunt păzite. Inima ne este păzită, dar nu de orice putere, ci de însuși puterea lui Dumnezeu. De aceea mulți creștini cad pradă pentru că au pierdut această protecție care o oferă pacea lui Dumnezeu, și anume protecția gândurilor și a inimii. Fii atent la fiecare gând care îți vine, pentru că nu orice gând care îți vine este de la Dumnezeu. Cercetează sursa gândirii și vezi dacă este de origine divină sau de origine firească sau demonică. Pentru că odată ce ți este afectată gândirea, nici psihologi nu mai pot să te schimbe și nici un sistem de pe pământ va trebui să lupte greu ca să-ți schimbe gândirea. Sunt oameni care au o gândire pur și simplu expusă în fața celui rău, fără niciun fel de protecție din partea lui Dumnezeu. Și atunci se pierde pacea lui Dumnezeu. De aceea mă rog în această zi, cum se ruga și Apostolul Pavel și spunea, gândurile și inima să vă fie păzite în Iisus Hristos până la venirea Lui, Dumnezeu să ne păzească. Atenție la gândurile care îți trec prin minte, pentru că nu orice gând este de la Dumnezeu. S-ar putea uneori să-ți vină gânduri firești, păcătoase, nu le permite. Roagă-te lui Dumnezeu să pună protecția sa în gândire. Un al doilea lucru care îl face pacea lui Dumnezeu este că pacea lui Dumnezeu ne unește. Ceea ce ne face pe noi să fim una, dragii mei, este însuși faptul că ne acceptăm în pace. Noi suntem diferiți, diferiți ca vârste, diferiți ca și cultură, diferiți din toate punctele de vedere. Nu există aici doi oameni care să semene identic, chiar dacă ar fi frați gemeni. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un mod diferit. Fiecare suntem diferiți. Dar ceea ce e minunea lui Dumnezeu este că pe acești oameni din diversitatea asta mare și unicitatea fiecăruia, Dumnezeu poate să-i adune pe toți și să facă din ei un popor al lui Dumnezeu, unindu-i sub steagul păcii. Auziți ce spune în Efeseni capitolul 2, 14-16? Căci El, adică Hristos, este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă veste bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Iată că pacea lui Dumnezeu, dragii mei, ne unește. Avem nevoie de această pace a lui Dumnezeu ca să rămânem uniți. Observați dumneavoastră, fiecare, bănuiesc că dacă nu aveți sau n-ați avut o problemă să vă pierdeți un deget,
Mâna mea are 5 degete, da? Fiecare deget luat în mod individual este foarte slab. Dar dacă aceste 5 degete se unesc, se formează pumnul. Al meu nu e așa de tare, poate al tău e mai tare. Dar în orice caz, degetele unite formează o forță. Hristos asta vrea, ca să ne unim și această pace a lui Dumnezeu ne ține uniți. Păstrați legătura Duhului, spune, unitatea Duhului prin legătura păcii. Iată că Duhul Sfânt va sta în biserică, va sta în inima ta, va sta în familie, va sta în tine, dacă tu păstrezi unitatea Duhului păstrând legătura păcii. Rupând pacea cu semenii, rupând pacea cu Dumnezeu, te expui. Eu nu știu dacă vii la biserică și poate vin la biserică în dimineața asta certat cu soția sau cu soțul. Mă rog Domnului la finalul acestui mesaj, când vom face rugăciunea, să te rogi Domnului să-ți dea putere ca să-ți reînnozi legătura cu soția, legătura cu soțul. Așa de frumos spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care o să moștenească cu voi harul vieții, pentru un singur motiv, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Iată că o scindare, o frântură, o rupere a păcii poate să afecteze viața mea spirituală. De aceea am nevoie de pacea lui Dumnezeu ca să pot păstra unitatea, unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu semenii. Pacea lui Dumnezeu asigură prezența Duhului Sfânt în noi și în biserică. Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 22, spune, roada Duhului este, și printre lucrurile care le enumeră la început, dragostea, bucuria, următorul lucru este pacea. Dragii mei, Duhul Sfânt rodește în noi dacă Duhul Sfânt locuiește în noi. Dar dacă Duhul Sfânt nu locuiește în noi, ce să rodească în noi? Dacă nu locuiește Duhul Sfânt în noi, va rodi firea automat. Cine locuiește în tine, acela rodește. Și când vorbim de roadă, vorbim de efectele faptelor pe care tu le faci. Despre asta vorbim. Că nu poate locui Duhul Sfânt într-un om și apoi acel om să vorbească vulgar. Că nu poate locui Duhul Sfânt într-un om și apoi acel om să facă anumite păcate, lucruri care să-L dezonoreze pe Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt locuiește în tine, lucrul acesta se vede pentru că există niște semne exterioare. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, nu este numai vorbirea în alte limbi. Sunt foarte mulți care au fost botezați cu Duhul Sfânt și semnul după care noi ne-am luat și nu este rău, pentru că primul semn exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Dar nu este doar vorbirea în limbi, nu se oprește doar aici. Ci roada vorbește despre un om dacă e plin sau nu de Duhul Sfânt. Și lucrul esențial pe care îl rodește Duhul Sfânt este pacea. Pacea care nu este de natură umană, nu este de factură biologică. Vă dau un exemplu din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Biblia vorbește acolo despre Pavel și Sila. Din cauza că l-au propovăduit pe Hristos, din cauza că au avut curajul să spună despre Dumnezeu, i-au luat romanii și la cererea iudeilor i-au aruncat în închisoare, i-au legat în lanțuri și au pus în butuci. Parcă erau cei mai periculoși din acea vreme. Să știți că numai dezertorii, numai trădătorii de țară, cei mai josnici oameni erau puși în lanțuri și puși în butuci. Așa i-au considerat romanii și iudeii pe acești oameni, în ghilimele, periculoși. I-au pus în închisoare și acum Pavel și Sila, la miezul nopții, interesant, foarte interesant, discută unul cu celălalt și îi spune Pavel lui Sila, aș vrea să cântăm cântări lui Dumnezeu, dar nu orice cântări, nu lamentabile, nu cântări de vai, m-a dus, m-a bătut, m-a făcut, nu știu cum, cântări de jale, ci haide să cântăm cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Știi cum sună o cântare de laudă, de exemplu? Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. De exemplu, o cântare de laudă. Sunt atâtea cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Acum întrebarea este următoarea. Poate un creștin trecut prin eșecurile acestea, bătăi, torturi, zdrobirea demnității,
deposedarea de haine, pentru că i-au dezbrăcat la bustul gol, să-i umilească public, flămânzi și acum aruncați în închisoare, la miezul nopții plin de pace, să zică, cântăm cântări de laudă. De unde vine pacea asta? Răspunsul este unul singur, pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu care nu trebuie să-ți o ia nimeni nimic și niciodată. Nu contează ce spune medicul, ce diagnostic îți dă. E greu ceea ce îți spun la amvon. Pentru că s-ar putea să mi se întâmple și mie. Dar asemeni mie sau ție, dacă ai pacea lui Dumnezeu, indiferent ce diagnostic îți dă doctorul, tu nu-ți pierzi pacea. În 2008, când a venit cataclismul economic, creștini din Statele Unite care și-au pierdut averile, dar și-au pierdut și mințile, poate au fost și în România, nu știu, dar dacă ți s-ar lua astăzi averia, dacă ți s-ar lua astăzi toți banii cât ți-ai, cum ai reacționa? Ai mai avea acea pace a lui Dumnezeu? Vedeți, dacă facem un test și suntem sinceri cu noi înșine și puțin ne facem așa niște analize interne, psihologice, sinceri, mă, dacă mi s-ar lua astăzi tot ce am, n-am mult, dar să mi se ia apartamentul și casa, dacă nu primesc semnul ca să vând și să cumpăr, dacă voi fi deposedat de posesiunile materiale, mai am eu pacea lui Dumnezeu? Noi vorbim, că e ușor să vorbești, dar e greu să înfăptuiești. Fiecare aș vrea să ne analizăm viața spirituală și să zicem, Doamne, chiar dacă am primit răpirea averilor ca și primii creștini, ajută-ne să o facem cu bucurie să nu ne pierdem pacea. Creștin care zice, nici nu mă mai pot ruga, mi-e milă de el. Am trecut, frate, prin niște situații, mi-a luat Domnul soția, mi-a luat Domnul copilul, nici nu mă mai pot ruga. Mi-am pierdut pacea. E adevărat că e tristețe, e durere, e jale, dar să nu-ți pierzi pacea niciodată. Pentru că pacea lui Dumnezeu este cea care ne conferă, ne asigură prezența Duhului Sfânt în noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, avem pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu ne pune într-o poziție de comuniune cu Dumnezeu. Știi, când ai pacea lui Dumnezeu, ești sigur că poți vorbi și cu Dumnezeu. Dacă n-ai comuniune cu Dumnezeu și vii la biserică, tu ești unul printre frați, dar nu ești cu frații. Eu vreau să te întreb, tu comuniști cu Dumnezeu, nu cu păstorul neapărat, nu cu conducerea bisericii. Știi că fiecare creștin are acces la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și acest acces la Dumnezeu prin Iisus Hristos se realizează funcție de cât te pui tu la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu și te rogi, ai certitudinea că El te ascultă? Care este relația de comuniune dintre tine și Dumnezeu? Isaia 53:5. Ca să existe comuniune între mine și Dumnezeu, cineva a plătit și a plătit foarte scump, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, spunea profetul Isaia. E vorba de Iisus Hristos, Cel care a plătit pentru comuniunea dintre mine și Dumnezeu. Ca eu să am acces la Dumnezeu fără intermediul unui preot, fără ritualuri și ceremonii pe care le făceau evreii în vremea aceea aducerii de jertfe, ci doar între mine și Dumnezeu, este marele preot Iisus Hristos, care poate să îmi creeze o relație de comuniune cu Dumnezeu. Și când mă rog lui Dumnezeu și zic, Tată, El să zică, iată-mă că-și m-ai chemat. Dumnezeu ascultă pe credincios. Dar dacă nu avem o relație continuă de comuniune cu Dumnezeu, ci atunci când ne merge bine, credem că nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de niciun fel de relație cu El, de comuniune. Iar când apar norii negri și când vedem cât de puternici am fost, că suntem nimic, strigăm în disperare, unde ești, Dumnezeule? Și Dumnezeu nu mai răspunde. Comuniunea cu Dumnezeu se realizează atunci când pacea lui Dumnezeu locuiește în noi. Există și comuniune cu El. Știi, când pacea lui Dumnezeu a venit peste Pavel în timp ce călătorea spre Roma și corabia s-a sfărâmat. Înainte să se sfărâme corabia, când era pacea lui Dumnezeu peste Pavel și a întărit pe toți cei din corabie, le-a spus așa, un înger al lui Dumnezeu, mi-a vorbit azi noapte că niciunul nu o să murim.
Corabia se va sfărâma, dar noi nu o să murim. Paradoxal, dar cum să se sfărâme corabia și noi să nu murim? S-a întâmplat exact cum a spus Pavel, pentru că atunci când ai pacea lui Dumnezeu, poate să se sfărâme corabia vieții tale. Dumnezeu te scapă pe o scândură. Dumnezeu este Cel ce păzește pe cel neprihănit. Pacea lui Dumnezeu certifică identitatea noastră. Când ai pacea lui Dumnezeu, ești sigur că ești fiul lui Dumnezeu. Auzi ce spune Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, spunea Iisus, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Adică de omul ăla care face pace cu altul, fă pace, fă pace cu cei care se ceartă, fă pace cu cine se ceartă cu tine. Încearcă să faci pace. Pentru că tu atunci demonstrezi că ești un fiu al lui Dumnezeu. Tu nu demonstrezi că ești fiu al lui Dumnezeu dacă te cerți, ci dacă faci pace. Pacea lui Dumnezeu ne va ajuta să-L vedem pe Iisus Hristos. Auzi ce spune Evrei 12:14. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care, spuneți tare, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Indiferent cine ai fi, dacă n-ai urmărit în viață pacea și sfințirea, nu numai pacea, că unii spun urmărește doar pacea, fără sfințire. Nu, alții doar urmărește sfințirea, fără pace, se ceartă într-una cu toată lumea. El de sfânt ce e, pe toată lumea vrea să pună la punct. El e cel mai sfânt, ca el nu-i nimeni. Dar n-are nicio pace. Vezi pe el că te bagă la o sfințire din asta obligatorie, ca și Savonarola, altă dată în Italia, când în Florența i-a obligat pe toți cei din Florența să se pocăiască. Intra prin case, le lua icoane, le lua tablourile, le spărgea. La un moment dat, vesela Florența a devenit tristă Florența, că unul a vrut forțat să-i bage la sfințenie pe toți. Pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc aici și să spun ce mi-a spus Dumnezeu azi noapte. Vorbind prin Isaia 48:18, spune poporului meu, o, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Te întreb în această dimineață, vei lua tu aminte la poruncile Domnului? Recunoști că n-ai pace în tine? Că nu soția-i de vină? Că nu soțul trebuie să se schimbe? Dacă te vei schimba tu, tot în jurul tău se va schimba. Dar dacă nu te schimbi tu, nimic în jurul tău nu se va schimba. Vrei în această dimineață să conștientizezi faptul că nu ești în prezența mea doar, ci ești în prezența celui ce este veșnic, a celui ce vine, va veni și nu va zăbovi. Că nu putem cu uri în piept, lipsiți de pace, să cântăm, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Ci aș vrea Dumnezeu să reverse pacea Lui peste noi, să reverse pacea peste familii de creștini, care poate, știu eu, trăiesc cum n-ar trebui să trăiască. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea în rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului, revarsă pacea ta dumnezeiască peste noi. Ajută-ne să avem pace în casele noastre, să avem pace dumnezeiască în Biserica Muntele Sionului, să avem pace în toate inimile, în toate mințile, să se coboare pacea ta. Doriți să facem lucrul acesta? Haideți să ne rugăm!